Bună dimineața, dragilor! Sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu! Astăzi este o zi foarte importantă, vin cifrele de la CPI și s-ar putea să avem turbulențe, s-ar putea să avem piața care se va mișca în ambele direcții. E o probabilitate, am văzut că foarte mulți analiști se așteaptă la acest lucru. Vorbim despre ce poziție voi lua astăzi, pentru că, din păcate, am fost nevoit să opresc canalul de Telegram, sunt plecat din țară și am zis că cei ce erau acolo pe canalul Premium merită respect și merită atenție și eu, neputând să ofer un lucru de calitate, am decis că e mai bine să opresc, dar asta nu înseamnă că nu pot să vă ofer aici pe canal din când în când câte o poziție daily. Am să vă spun și ce plănuiesc să fac în perioada următoare, cum mă voi poziționa cu piața, vorbim și despre poziția mea pe Polkadot și BNB. Vorbim despre luna octombrie ca și despre o lună foarte dificilă și foarte, nu știu, marcată de niște lucruri negative pentru piața cripto. O să vă povestesc imediat, dar mai întâi dați-mi voie, dragilor, să vă urez poftă bună la micul dejun, poftă bună la cafea, să aveți o zi extraordinară. Vreau să salut pe cineva în mod special, pe Ciprian Tudorie, care mi-a scris ieri pe Twitter. Îmi spune Ciprian că a achiziționat cursul meu de 4 ore acum 2 săptămâni și ghiciți ce a făcut omul. Omul s-a antrenat pe paper trading, adică n-a intrat cu bani reali în piață. Și spune Daniel, sunt foarte încântat pentru că am avut un profit de 20% din suma investită, bine, un profit pe hârtie, dar ce este extrem, extrem de important este faptul că m-a ascultat și că a înțeles ideea că e mai bine să te antrenezi cu bani virtuali decât să pierzi bani reali din prima. Sfatul meu către cei care sunteți la început de drum, investiți în educație. Asta trebuie să fie prima investiție, nu cea materială, să cumpărați o monedă, nu. Investiți în educație. Pentru că dacă înveți să faci ceva, înveți să faci, 0,2% pe zi, 0,3%, hai 1% în cazuri excepționale, chestia asta nu ți-o mai ia nimeni. Dacă acum cumperi niște fișe, niște monede și ele scad și pierzi bani, rămâi blocat. Însă dacă tu înveți să faci ceva, lucrul nu mai scade. Și întotdeauna, dacă aveți 10 minute libere, un sfert de oră, jumătate de oră, alocați-o pentru a învăța lucruri noi. Pentru că nu o să vă pară rău. Eu fac lucrul ăsta în fiecare zi când am ocazia, încerc să învăț lucruri. Privind în urmă, gen când mă uit cu un an în urmă, îmi zic singur, Doamne, câte lucruri am învățat, câte lucruri știu pe care nu le știam atunci. Ok, bun. Să revenim. În așteptarea numerelor din Statele Unite, Consumer Price Index, piața cripto este într-un range. Da? Pe daily, Bitcoin-ul este jos. Însă, primul meu MACD îmi arată roșu. Ultima dată asta pe roșu destul de mult. Avem o rezistență care este 20 moving average la 19.700. Pe 4 ore e posibil să avem o corecție. Încă nu este confirmată, dar urmează. Pe o oră, aici este interesant, iar aici vă spun ce poziție pregătesc eu pentru astăzi. O secundă. Deci pe o oră, da, așa. E greu să lucrezi cu un laptop micuț și să pregătești poziții. Deci pe o oră voi pune un ordin de cumpărare la 19.026. Va fi o poziție long, va fi pe Binance, pe contul meu de futures. Dacă nu aveți cont pe Binance, găsiți linkul în descriere. Cei care vă faceți cont cu linkul meu, veți avea mici beneficii din partea Binance. Bun. Deci poziția mea va fi la 19.020 cu un stop loss de la 18.900. Deci stop loss la 18.900, iar take profit-ul
Vă spun imediat. Deci zona mea țintă este 19.200. 19.238, 19.200. Asta înseamnă din zona de intrare, deci de la 19.020 până la 19.200, înseamnă aproape 1%, 1% și un pic. Cei care folosiți leverage, eu nu voi folosi un leverage mai mare pentru poziția asta de 4x. Atenție, cei care nu tranzacționați, nu aveți cunoștințele necesare, nu vă recomand leverage. Învățați să tranzacționați fără leverage, pentru că riscurile sunt mult mai mici. Da? Deci avem așa, Bitcoin, zonă de intrare 19.020, stop loss 18.900, iar take profit-ul este la 19.238-39. Acolo o să setez eu. Dar întotdeauna stau cu ochii pe poziții și dacă văd că nu mai are putere să crească din zona aia, închid poziția sau gen, dacă se duce la 19.180-170 și îl văd că nu mai are forță, îl închid. Da? Asta este poziția mea, vă ofer cadou. Am să încerc să fac chestia asta cât de des pot, ca un fel de ajutor pentru comunitate și am primit sute de mesaje în care oamenii mă întrebau, Daniel, când ai drumul la canalul de Telegram din nou? Pentru că au fost foarte mulți oameni încântați. Ok. Vă spuneam că luna octombrie este o lună destul de proastă pentru piața cripto. Din ce motiv? Conform celor de la Chain Analysis, au avut loc hack-uri, mai ales în zona de DeFi, de 718 milioane de dolari. Deci furturi de bani, de criptomonede în valoare de aproape un miliard de dolari. 718 milioane. Este enorm. Ieri am avut o postare pe Twitter în care vă spuneam că acum 10 ani, 15 ani, 20 de ani, dacă dintr-o bancă se furau 1.000.000, cel puțin în America se făceau filme. Cei de la Hollywood făceau filme. Acum, la ordinea zilei, doar ieri au fost hack-uri de aproape 120 de milioane de dolari. 4 platforme de DeFi. DeFi-urile sunt alternative sau tentative de alternative la sistemul bancar. Sunt sisteme financiare decentralizate, care tot mai des cad pradă hack-urilor. De ce? Suntem încă foarte devreme, tehnologia este foarte tânără și sunt foarte multe bug-uri, foarte multe chichițe, foarte multe uși deschise pentru hoți care sunt exploatate în fiecare zi. Dragilor, vreau să vă urez o zi extraordinară, atenție la impostori, găsiți toate datele mele oficiale în descrierea acestui clip și pe site-ul mihaidaniel.ro. Acolo găsiți și cursul de tranzacționare, cel de 4 ore, pe care vi-l recomand, adică comentarii ca lui Ciprian Tudorie primesc în fiecare zi și sunt extrem de mulțumit, pentru că știu că acel curs l-am făcut ca și cum l-am făcut pentru mine, cu simț de răspundere, cu implicare, cu multă pasiune. De asemenea, pe bitmarket.ro, dragii mei, puteți să găsiți imobiliare de vreo 40-50 de milioane de euro. Veți găsi, cred că, cele mai premium apartamente, cel puțin din capitală, și case. Sunt foarte mândru de colaborările pe care le avem și de faptul că Bitmarket începe să crească ca și platformă, începe să crească ca și use case. Vă invit să vă listați acolo. Cei care aveți companii și vreți să listați produse, să le vindeți direct cu cripto, vă invit să ne scrieți pe office@bitmarket.ro, pentru că urmează un parteneriat major. Nu vorbesc până nu semnăm contractul, dar este un parteneriat major pentru România. Vă doresc o zi extraordinară, aveți grijă de voi!